astăzi, în acest episod, m-am trezit într-o grădiniță de copii când dintr-o dată lângă mine îl văd pe Darusel 2012 bebeluș. A fost foarte ciudat fiindcă nu am priceput ce se întâmplă, dar a fost extrem de haios. Nu vreau să mă mai zic prea multe, doar că a fost o experiență pe cinste. Unde suntem și de ce ești așa mic, Darusele? What? Bă, ce e așa mic? Bă, ce ai făcut, mă? Bă, ce bebeluș? Bă, ce mic? Uite, și ce tu ești mic? Cu atică sunt mic? Cu atică? Bă, ce se întâmplă? Bună ziua? Bă, ce se întâmplă? Mă, unde suntem aici, Darusele? Ce? Ce fraier! Bă, Darusele, ce? Bă, ce e cu locul ăsta, bă, e loc de copii, mă, ce e aici, Darusele, ce se întâmplă, unde stai, uite, bă, ușor ăsta? Bă, bă, ești cât porcul de mare, Darusele, what, ești la ce ușor ăsta, cu porcul? Ce? Bă, nu cred, bă, ce te-am luat, bă, da, cu artă, bă, dar, mamă, cât de amuzant e, bă, Darusele, bă, dar tu chiar arăți ca un bebeluș, Darusele, pentru că tu chiar ești un bebeluș, Darusele, și nu înțeleg ce erai la înălțimea aia tu, dar ce e aici, oiță, bună, doamna oiță, bă, ok, Darusele, bă, calul, what, bă, și, Darusele, pot să, ia calul, este calul, stai să te văd, chiar sunt curios, bă, din căluț, bă, ce faci, bă, ești, te-ai îndrăgostită, cal, ce doamne, iartă, mă, faci niște, Darusele, în fine, ce fac? Ce doamne? Bă, what the f***? Doamne, iartă-mă, Darusele, ia, vine repede, ia, vine! Rafale, sar! Mă, copile, bă, Darusele, vine mă încoace, așa, vine. Ok, hai să mergem! Ții aici, Darusele, ia vino, hai ce-s, Darusele! Ia, uni! Bebe, Darusele! Bună ziua, Darusele, vine aici! Bună ziua, hai! E școală, e clasă! Bună, doamne educatoare, bună dimineața, copii, astăzi vom învăța ceva nou de matematică. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, vă place lecția de astăzi? Darusele, îți place? Ia spune mie aici, ați vă mulțumim ceva nou de matematică, nu-mi place! Așa, uite, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, nu-mi place! Bă! Doamne, Darusele, bă! Nu-mi place lecția, nu! O să scap nicio! De ce îți poartă asta, Darusele? Vino repede, Darusele! Bună, scuzați-ne, o să revenim mai încolo, Darusele, ia, vino la un... Hai să vedem ce-i partea asta, ia, hai și-i partea asta aici. Ia, astăzi vom învăța câteva chestii despre fotbalul românesc, cu cine a jucat România acum câteva zile și că s-a terminat scorul, cu cine va juca România sâmbătă și că crezi că va fi scorul, sper să vă placă ora de astăzi, da, e o oră mișto, dar altfel, nu? Da, dar altfel, și că România o să câștige 100-0, yeeey! Hai că ești prost, Darusele, bă, domnul, dar și vină înapoi, mă copile, vine înapoi, dar și el, băi, bebe, vine mai înapoi, băi, bebe! Și vrei, Darusele, hai să stăm la o oră, băi, Darusele, fie, asta, deci, cu cine a jucat România acum câteva zile și că s-a terminat scorul? Cu cine a jucat Darusele România acum câteva zile? Cu Ucraina! Da, și când s-a terminat scorul, Darusele, eu știu că s-a terminat 3-0! Da, 3-0 România, Ucraina! Izi România, ha? Ce slab e Ucraina, te așteaptă, te rămâne! Ișoamu cel de moarte la care se adânciră Ion Claus Iohannis! Hai să mergem pe Rafaele! Bă, și cu cine va juca România sâmbătă, Darusele? Auzi, băi, unde ești, mă? Bă, Darusele! Da, bravo, și cât se termină, Darusele, cât crezi? Eu zic că se termină 2-0 România, 2-0 România, Darusele, 2-0! 3-1 Belgia! Mă, Darusele, cum adică, mă, fii patriot adevărat, Darusele, bă, doamne, Darusele, în fine, ia să vedem ce se află în partea asta, bă, Darusele, deci avem aici... Ok, Darusele, hai să vedem ce se mai află pe aici. Deci fii atent, Darusele, bă, Darusele, hai să mergem și la cealaltă oră, că mai avem o oră. Hai repede, la doamna matematică. Uite, vine porcul după tine, în fine. Hai să vedem. Bună ziua, am revenit și sunt aici cu Darusele. Darusele, ce faci? Deci, 1 plus 1, cine răspunde? Răspunde-o, 1 plus 1, 2, tu ce zici, Darusele? 3, ești prost, e 3! Bă, e 11, Darusele, ești prost? Nu,
Ei, bă, da, banii. Așa. Dă-i plus 2, Darasel, tu zici primul. 2 plus 2 egal 4. Bravo, Darasel. Acum, 3 plus 3, Darasel, zic eu, este egal cu 6. Bă, nu, cu 5. Bine, Darasel, da, așa, așa. Da, 4 plus 4? 4 plus 4. Prima, yay. Bravo, Darasel, e 8. 5 plus 5? Da, 5 plus 5... 5, 10, 5, 20, 25. Bă, 5 plus 5, nu 5 ori 5, bă copile, bă doamne. Bă, nu 5 ori 5. La revedere, hai Darasel, hai repede înapoi, Darasel. Darasel, îmi pare că nu mă găsești, Darasel, m-am ascuns, nu mă găsești. Rafale, unde ești, bă? Rafale! Bă, orățuși că stă pe lac, la. Bă, Darasel, fii atent, că am o idee, mă, bebe, Darasel, fii atent, am o idee. Uite, avem aici loc de joacă. Hai să ne batem, uite, ring the box. Darasel, vine, bă, adică, hai, să ne batem, hai. Stai, Hai, 3, 2, 1, trebuie să faci prezentarea înainte. Hai, apucă-te tu, că tu știi. Prezentarea înainte, hai. Eu sunt 12 ani și sunt din familia Cocorino. Tu? În colțul din dreapta îl avem pe Rafael. De fapt e colțul din stânga. Iar în colțul din dreapta îl avem pe Daruse 2000. 12. Bine, Daruse. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Mă, tu nu vrei să înveți, mă, Darasel, ia du-te, mă, la școală, mă, tu nu vrei să înveți deloc, mă, da cu cartea asta pe cap. Bă, stai puțin, cum te mai... Bă, de ce mă bați? Alo, cum adică? Ei, nu... fraiere, fii atent ce-ți dau eu acum ce... Easy! Te poți cu Darasel, dar mi-e 12, șeful tău! Ok, Darasel, fii atent, Darasel, ia că iau eu căluțul ăsta și fii atent, Darasel, ia... un căluț fericit, mă, cum are băcalul ăsta, incredibil. Dar eu fii cu minte. Fii atent, Darasel, vezi că suntem așa micuți acum. Bă, deci fii atent, Darasel, suntem așa mici și am ceva de spus, Darasel. Tu vezi cât ce zonă mișto e? Nu vrei să nici cum noi v-ați ascunsele aici? Dacă vrei tu, bine, hai, tu numeri. Da, bine, hai că numere primul. Deci fiți atenți, bă, băieți, deci fiți atenți că aici, că toți suntem bebeluși, nu știu ce să... Dar nu numeri acolo, nu acolo numeri, unde ești? Uite, ca tu să numeri înăuntru. Înăuntru, unde înăuntru, Darasel? Ia că numeri înăuntru, unde ce numeri? Păi vină, băi, fraiere, uite. Ia, vină, aici, da? Aici, hai. Aici. 3, 2, 1 și, deci fiți atenți, aici este foarte mișto loc. Bă, dar e la geam aici, mă, prostule. Doamne, aici e prost, Darasel, hai că mă pune undeva, mă pun, de fapt, hai că rămân aici, cum a spus el, dar mă pun direct la colțul acesta. Am ceva de spus, fața este în felul următor. Noi ne jucăm aici, v-ați ascunsele-a, și este foarte mișto harta aceasta, pentru că uitați-vă cât de mici suntem și puteți să ne ascundem prin toate locurile. Adică uitați-vă unde mă pot eu ascunde aici, vă dau un exemplu. Mă pot ascunde fix aici și Darasel o să fie greu să mă găsească, că practic trebuie să se uite în toate colțurile, în toate direcțiile, în tot, că suntem mici și așa. Dar este foarte tare și... E aici prostul? De ce mi s-a părut? Nu. Nu e aici. Am crezut că l-am văzut, dar în fine. Mai avem foarte puțin. O să stăm după Darasel. Deci zona asta, nu știu ce s-a întâmplat cu noi, fraților. Nu știu cum. Vreau să scrieți acolo în comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu noi de am devenit bebeluși. Noi acum suntem bebeluși. Eu cu Darasel, bebe Darasel și bebe Rafael. Suntem în lumea bebelușilor. Chiar asta este lumea bebelușilor. Darasel se potrivește, că până la urmă el e un bebeluș. Ați văzut cum arată el. Și da, faza este în felul următor. Noi aici avem foarte multe ascunzători pe care le putem face. Și dacă mai vrei să mai facem pe harta asta, vreau să scrieți în comentarii să venim special la v-ați ascunsele. Că vedem că locul acesta este super tare, bă, dar să sperăm totuși că ne revenești noi la forma noastră normală, că suntem cam mici și nu știu de ce suntem cam mici, dar să sperăm totuși că ne revenim. Acum o să plec după Darasel. 3, 2, 1, cine nu-i gata de acolo? Pata, Darasel, unde ești? Mă auzi, Darasel, vin după tine. Ia să uite unde se ascunde de Darasel, deci fiți atenți, eu trebuie să ne uităm în toate plantele, în toate chestiile, toate locurile astea, toate colțurile astea, pentru că este foarte greu aici să-l găsim pe Darasel. Eu totuși cred că s-a dus undeva pe afară, să sperăm totuși că n-a ieșit din zonă, că dacă a ieșit e cam nesimțit el de fel. Și uitați-vă câte locuri avem unde putem să ne ascundem. Deci în toate locurile astea noi putem să ne ascundem și să nu ne vedem practic. Adică să fie ceva foarte, foarte greu de găsit. Darasel, unde ești? Darasel? Darasel? De ce mă aud? Bă, Darasel, ce-ai făcut? Bă, de unde ești, mă? Aici prin apropiere, să înțeleg, că am văzut că mă auzeam de la tine, aha? Darasel, unde ești? Hai că să facem noapte, Darasel. Nu să mă găsești, frere, nu să mă găsești, tu! Ești afară, Darasel? Da! Da, și mai dăm, deci ești afară, asta știam oricum că te lăsesei tu direct afară, dar eu vreau să mă duc pe aici, bă, dar eu mi se pare că te văd, mă, Darasel, te văd să-mi pe undeva pe aici, mă, și nu știu unde te-ai ascunși, mă, tu, Darasel, dar îmi place locul unde te-ai ascunși, că e cam greu, dar ai văzut cât de grea e harta, nu? Da, și nu să mă găsești.
zici fraierii. Bine, dar să... Ok, dar să le... Este momentul să dai încă un indiciu. Văd ceva galben. Vezi ceva galben? Ok, vezi ceva galben. Ah, am crezut că e acolo, în fine. Și locul ăsta e galben aici. Mă, dar e galben pe situ. Galben unde vezi? Jos, pe pământ sau pe pereți? Pe ce... Ce faci, băie, fraiere, ce faci? Dar, Sel, dar n-ai voie să spargi aici, ce ai făcut? Bă, uite, bă, uite, bă, uite aici am, ce am întâlnit până afară, acum au caut așa că, viteză, viteză, acum nu știu număr, 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, bine, 5, dar sunt gata, gata, dar sunt, dar sunt, și 7, și 8, dar, Sel, da, am nevoie de mâncare, am nevoie de mâncare, ok, unde ești, bă, ce ca, dar, bă, what? În fine, Darusele, am o idee. Ia numărăm tu acolo, Darusele, și fiți atenți. O să mă ascund eu. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, acum 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Când e gata locul ăla? Hai, Darusele, caută-mă că eu m-am ascuns. Și unde te duci, fraiere? Unde te duci, Darusele? Fii atent, nu o să-ți dau un indiciu acum. O să-ți dau mai târziu un indiciu. Dar eu, să știi că nu te văd în momentul de față. Nu știu unde ești. Ei, nu mă vezi, dar eu te văd. Unde mă vezi, mă, tu, Darusele? Că nu ești prin zona asta. N-ai cum să mă vezi, mă, Darusele. Dar unde te ascunzi, mă, Darusele? Eu o să dau un indiciu. Văd un porculeț, o oaie portocalie și cam atât îți spun. Ți-am dat un mare indiciu, Darusele, că văd o oaie portocalie. Dar cine știe, Darusele, poate sunt într-un loc unde chiar văd toată harta. O vezi pe mama ta? Foarte amuzant ești tu, dar așa ești, vezi ce-i o mama de bătaie, că te spun la mami când vine aici la grădiniță să mă ia de aici. O știi bun? Vezi să-ți spun? Nu, fraiere. Ok, dar ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Darusele? Mă, Darusele, bă, ești prost rău de tot, mă, Darusele, tu chiar așa nu poți să mă găsești, mă, Darusele, eu sunt într-un loc foarte tare, dar ai trecut pe lângă mine de două ori, Darusele, vreau să spun. Ce cauți acolo înăuntru, a? Eu n-am cum să fiu ascuns tu. Unde te-ai pus tu? Nu, că dacă îți dau mama de bătaie, ha? Apu, Darusele, mamă cât de șmecheră ești tu, Darusele. Mă, Darusele, eu văd un golem, văd o vacă, văd doi golem, văd... Ești sunt afară, mă, Darusele, astea sunt indiciul pe care ți-l dau. Nu ți-ai dat seama până acum, bă, dar ești greu de cap, Darusele, tu chiar nu știi, mă, nu... Fii și bătaie, stai eu! Ok, dar să le vezi că zici că ești zombie de ăla din Minecraft, în fine. Dar și eu sunt într-un loc, bă, dar aici chiar nu se recum, nu poți să mă găsești, mă, dar să le, mă, dar tu chiar ești fraier așa, adică eu sunt într-un loc foarte ușor de găsit, adică trebuie să te ducă capul puțin, dar pe tine nu prea te duce capul, dar cele ca să poți să mă găsești pe mine, dar eu stau aici și este un loc foarte bun, tu ce faci, dar să unde ești? Eu te-am găsit! Unde, mă? Unde, aici! Hai, mă, du-te de aici, dar să le, gata, hai că-i să rândul meu, fii atent. Opa, bă, ce, bă, dar să... Ce? Dormea oamenii pe jos, mă, oameni buni, nu mai dormiți pe jos. Cum adică să dormi pe jos? Ce educație ne dai? Dar să te ascunzi? Nu! Numără! 1, 2, 3, 4, bă, dar să le fii atent. Eu stau aici și o să te caut în câteva secunde. Dar, cum v-am zis, bă, fraților, fiți atenți. Scrieți în comentarii că e o hartă genială aici. Chiar merită să ne jucăm, v-ați ascuns alea. Nu știu cum am devenit noi ce, mă, și ce se uită la pe geam la mine. Cred că vrea să dați un like. Dacă nu, vine peste voi și vă omoară dacă nu dați like. Așa că dați acolo un like, cât mai multe comentarii. Pentru că în ultima perioadă, bă, algoritmul foarte jalnic. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cu ajutorul vostru acolo cu comentarii multe o să fie totul bine. Și acum, hai să ne revenim și să vedem. Dar, Shell, mai am puțin, vin să te caut, te-ai ascuns? Nu, ce ai ascuns? Ce, mă? Ce ai ascuns? Cum adică ce ai ascuns? Hai, mă, gata, că deja vin după tine, mă, dar să ia, zici și tu ceva, dar să unde te afli, ești pe afară sau ești prin înăuntru? Ia spune, ca să știu așa, în general. Înăuntru! Sigur? Da! Ok, înăuntru, da, unde înăuntru? Tu faci mișto de mine, tu crezi că zici înăuntru, dar nu înăuntru cașe și unde? Adică nu ești înăuntru cașe, ești înăuntru zonei aici, la noi, la copii aici, nu? Da! Hacuța pe mine, căcuța pe mine, da, Darusel. Bă, mă, dar iarăi spart pe aici. Aura, astea sunt sparte, așa. Mai spart un loc, am voi. Darusel, tu iarăi spart locuri, mă, nebunule. Mă, Darusel, tu n-ai voie să spargi aici. Adică să treci aici oamenii după. Ce se întâmplă, Darusel, dacă spargi aici? Vrei să te dau oamenii afară? Nu știu. Ok, vreau să mă uit eu prin părțile astea. Eu am o presimțire că Darusel s-a ascuns ca fraierul. S-a urcat pe undeva pe aici, pe sus. Adică a spart locurile astea și s-a urcat. Și nu știu unde s-a dus el,
dar am o presimțire, uite, eu aici, ok, dar nu înțeleg ce se întâmplă, adică e cam profesional de altfel de fel, trebuie să recunoaștem faptul acesta, toată lumea, și în momentele următoare noi o să, băi, fraiere, te-am văzut, fraiere, bă, ce se întâmplă cu tine, bă, Darusel, ia filo, bă, ce cu tine, mă, Darusel, Darusel, mă, Darusica, Darusel, English or Spanish? Nu să mă prind niciodată, amale, mă, fraiere, dar să vezi că e rândul tău acum, fraiere, dacă vezi, dar n-ai voie să okay, vezi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, gata, dar să-l taci, dar să-l... Ce-i acolo, bata? Băi, nu așa repede, dar să n-ai voie, dar să-l rămâi acolo, ia să vedem. Deci, Rafael, mare, unde ești, Rafael? Deci unde să mă ascund eu? Eu știam eu niște locuri, dar ia, unde și mă duc eu? Mă duc fițată, mă duc prin partea asta, pe undeva pe aici, și ăsta ar putea să fie un loc bun. Nu e bun. Mă, Darusel! Nu mă găsiște ferul! Nu mă găsiște! Dă-te morutele! Unde-i ferul? Unde-i? Pisa? Bă! Unde-i? Bă! Fraiere, m-am ascuns, Darusel, nu mă găsiște! Caută-mă, hai, fraiere! Mamă, câte fraiere ești tu, Darusel! Ai văzut cât de prostiști, ai vrut să faci mișto de mine, ai vrut să trișești, Darusel, dar acum nu mă mai găsești, Darusel, vreau să spun, nu să nici le indiciu, gata, tu trebuie să mă cauți, ai 2 minute la dispoziție, dacă nu mă găsești, Darusel, trebuie să-mi dai foarte mulți bani și o să mor dacă nu mă găsești imediat. Ok, bă, dar oare unde ești, bă, oare unde, bă, că tu tata te-a scus? Mai Darusel, dar ce te... Bă, prostule, mă, Darusel, ia vină în coace, Darusel, de ce trișezi? Bă, Rafa, frate, azi mă jucăm un ultimul challenge. Haide să jucăm prinsele. Ești gata? Tu prins, stai. Gata, prinsele, fraiere. Oh, cât de prostii, Darusel, bă, dar n-ai minte deloc, bă, Darusel, bă, dar prostii, mă, Darusel. Așa, mă, ia, prinsele, ești cum prinsele, ia, Darusel. Ia, prinsele, aaa. Da, fraiere, dar de ce ai tu de-astea, așa? Aaa, bă, dar n-ai voie, trebuie să mă prinzi cu pumnii, Darusel, că dacă nu-ți dai o mare pumnii, acolo ăștia iau la bătaie, Darusel. Nu, tu ești prins, hai că deja e prost, bebe, Darusel, nu știu, dacă mai vrei să mai revenim aici pe harta aceasta, scrieți-mi acolo în comentarii, dacă nu ținești că-mi faci așa conțele. Hai că te las să mă prins, hai, fetiță, hai, prinde-mă, hai! Mă, tu vorbești la fetiță, uite-te la tine ce rozaliu ești, ți-ai pus de-astea la fetiță, de prințesă. Ia, prinde-mă, prins tu aici, mă, aaa, tu, prins, tu, mă, prințesă, Darusel, toată lumea să râde de tine acolo în comentarii, chiar să fiu, cine, scrieți acolo în comentarii, Darusel, prințesă. Hai, prinde-mă, bă, ceva, m-am spărat pe tine, alala, bă! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.